Bine ați venit la ceaiul de seară pe canalul Odoriscent, mă numesc Milan și a trecut, cred că, aproape 6 luni de la ultima recenzie pentru un parfum al casei Floraicu, astfel că astăzi vom discuta despre un al treilea parfum din seria de 11 pe care le-am în variantă de eșantion de la această casă. Un parfum apărut în 2017 și creat de către Alienor Massenet, parfumier care lucrează și cu compania Umbrella, Memo Paris, cea care deține și brandul Floraicu. Mai nou, cred că cei de la Memo dețin și brandul Hermetica, dar o să ajungem poate în timp și la discuția vis-a-vis de Hermetica. Haideți să vă spun despre Floraicu și despre parfumul pe care vreau să vi-l prezint sau să vi-l deconspir în această zi. Este vorba despre un parfum apărut în 2017, așa cum am spus, un parfum care face parte din colecția Secret Teas and Spices, o colecție de 4 parfumuri. Din această colecție am recenzat parfumul I Am Coming Home, iar astăzi am să vă propun un alt parfum interesant pe bază de ceai. Este vorba de One Umbrella for Two. Un parfum simplu, dacă este să mă rezum doar la notele din compoziție, sunt doar 3 note listate. Mirosul pot să spun că este simplu, însă este de efect. De efect în ce sens? Pentru că, în primul rând, deschiderea nu îmi place de niciun fel. Este o deschidere feminină, dulce, fructată, categoric nu este genul meu. Mai degrabă mă simt pasionat de partea a doua a parfumului, când deja parfumul devine întunecat, dulceața din deschidere s-a disipat și își face loc și o tentă ușor lemnoasă. Deci este un parfum care pe mine cel puțin mă polarizează, nu este un parfum care pot să spun că îmi place de la cap la coadă în proporție de 100%, pot să spun că îmi place de la jumătate către final. Prima jumătate nu este categoric partea de arome care să se afle în zona mea de plăceri, dar cu siguranță acest parfum își va găsi pasionații și adepții, pentru că este un parfum de tip gurmand dulce. V-am spus că nu este foarte complex din punctul de vedere al compoziției, dar haideți să încep întâi cu parfumurile casei Floraicu și cam ce vor să transmită aceste parfumuri. Casa Floraicu, am mai spus-o și cu prima ocazie când am recenzat un parfum, se vrea a fi o casă care îmbină tradiția poetică japoneză cu arta parfumeriei. Respectiv, fiecare parfum încearcă să descrie olfactiv o poezie haiku. Poezie haiku care se rezumă la 3 strofe. De principiu, în fiecare poezie haiku ar trebui să se regăsească o descriere a unui anotimp sau o imagine, respectiv pictogramă. Însă aici mai puțin avem de-a face cu pictograme, cât mai degrabă cu anumite cuvinte care încearcă să descrie niște anotimpuri sau stări atmosferice, hai să zicem așa. Meteorologice, că sună mult mai științific. În acest caz, acest parfum are de-a face cu ploaia, ploaie care te poate trimite cel puțin la 3 anotimpuri. Primăvară, vară, toamnă. Ok, deci am lămurit-o un pic și cu partea de poezie și partea artistică a conceptului din spatele parfumurilor de la Floraicu, iar acest parfum face trimitere la acel tip de situație de ploaie și umbrelă folosită de 2, respectiv de un cuplu. Din punctul de vedere al compoziției am spus că sunt doar 3 note. Avem un tip de ceai numit Genmaicha, avem de asemenea absolut de coacăze și cedru. Sunt absolut convins că în compoziție mai sunt și alte note auxiliare care nu prea pot penetra fundalul acesta dens dat de către coacăze ceai. Nota de cedru pot să spun că este foarte slab perceptibilă și mai degrabă către baza parfumului, către final. Ceea ce simt în deschidere, vreau să vă spun că am aplicat parfumul acum vreo 10-15 minute și la acest moment încă se simte această tendință dulce, gurmandă, de tip feminin a notelor de coacăze.
Deci, în deschidere simt o combinație foarte puternică de note de coacăze, dulci, întunecate, deci o senzație de dulce întunecat și o notă ștearsă sau o notă aromatică de tip fad, care vine, consider eu, dinspre această combinație de ceai genmaicha. Acest combo, respectiv ceai, coacăze, se duce foarte mult timp, undeva la 2-3 ore, îl pot percepe, iar de la 3 ore încolo, parfumul își schimbă un pic textura, toată această dulceață este lăsată în urmă, iar mai degrabă simt o combinație de coacăze cu un fundal de tip ceai, plus o notă ușor lemnoasă dinspre cedru. Sunt și alte note care pot fi perceptibile, cel puțin în deschidere, un pic astringență. Consider că poate posibil să fie niște note citrice sau niște note aromatice care transmit această stare ușor acidă. Dar această aciditate poate veni cu siguranță și dinspre notele de coacăze. Deci pot să fiu un pic indus în eroare ca urmare a acestei tendințe ușor astringente, care pe de o parte poate veni dinspre coacăze sau poate dinspre orice alt fruct acid, citric. Deci, v-am spus că deschiderea durează aproximativ 3 ore, dulceață, gurmand, ceai, coacăze, după aceea înducem în bază unde avem o tentă mai fadă de note fructate, sunt mult mai tolerabile, cel puțin în cazul meu, plus o notă ușor lemnoasă. Am tot spus că există această polaritate prin prisma deschiderii parfumului, care este dulce, gurmand, efeminat sau feminin și care mie nu-mi place, cu partea de final sau partea de la mijloc către final, care mi se pare mult mai adecvată și mult mai apropiată de gustul meu. Și am încercat să mă gândesc un pic cam ce anume aș putea să-mi imaginez eu în momentul când simt acest parfum și... Hai să spun eu că revelația ar fi că m-am imaginat într-o plimbare prin pădure, după o ploaie de vară foarte sănătoasă, o ploaie din aceea torențială, iar după ploaie apare soarele. Toată acea stare de umiditate care se regăsește pe frunze, pe plante, în special pe tufele de coacăze, încălzește și creează acel efect de vaporizare rapidă, dând o tendință fructului, frunzelor și plantei, ca și cum ar fi ceva care a fiert, ca un ceai fiert sub razele soarelui. Cam așa aș putea percepe această poveste în imaginar, cam unde mă trimite parfumul. E posibil ca fiecare să experimenteze cu totul altă poveste, însă cam acest lucru încerc eu să-mi imaginez cu acest parfum. O plimbare prin pădure după o ploaie de vară, iar după ploaia de vară soarele ieșind de după nori și încălzind totul, respectiv simți acea senzație de dogoare ușor umedă sau udă în combinație cu notele aromatice ale plantelor de prin prejur. Cam atâta la capitolul imaginație, deschiderea parfumului și compoziție. În cazul meu parfumul are o performanță medie. Aici discut de o longevitate de 6 ore. Cam în zona aceasta se întinde parfumul. Proiecția este bună pentru aproximativ 90 de minute, maxim 2 ore și cam cu atâta se rezumă acest parfum, concentrație, apă de parfum. Deci nu are o performanță monstru, nu o să dea nimeni pe spate, nu are un siaj fantastic, cel puțin în cazul meu aceasta este senzația. Cantitățile în care vine încapsulat este una singură de 50 de ml, iar prețul se duce undeva la 255 de euro. Este un parfum cu o tendință feminină, un parfum care consider eu, chiar dacă este catalogat unisex, este mai degrabă orientat către partea feminină. Un parfum care consider eu se poate purta de la un 25 de ani în sus, pentru situații ce țin mai degrabă de zona informală. Deci aici mă rezum la o ținută de tip casual, smart casual, poate fi purtat și la serviciu, atâta timp cât nu interacționați sau nu aveți nevoie de o ținută prea formală și de un parfum pe măsură. Un parfum care poate fi purtat și după serviciu, la o ținută un pic mai elegantă pentru situații care necesită, să-i spun eu, o combinație vestimentară cu un parfum suficient de interesant, cu o tentă gurmandă, dulce, fructată. Din punctul de vedere al ocaziilor, am spus, din punctul de vedere al perioadei când poate fi purtat, îl consider un parfum care merge foarte bine toamna, iarna, primăvara.
Este un parfum care miroase suficient de dulce încât să se manifeste bine când temperaturile sunt mai scăzute, însă nu l-aș vedea foarte potrivit când afară este foarte cald, pentru că această senzație de ceai cu nota aceasta de coacăze, hai să-i spunem ceai de coacăze, s-ar putea să nu dea bine sistemului olfactiv în perioada cât timp afară sunt temperaturi foarte ridicate. Dacă este să dau o notă acestui parfum, general vorbind, parfumul este în regulă. Încerc să fiu cât mai obiectiv, lăsând la o parte faptul că personal nu este genul meu de parfum, însă din punctul de vedere al concepției, al ideii din spatele acestui parfum, faptul că te pune un pic să apelezi la imaginar, să vezi cam ce anume poate să-ți transmită parfumul și către ce zări ar putea să zboare imaginația, consider parfumul de nota 8,5. E posibil ca alții să îl testeze și să constate că este o porcărie, ca de asemenea unii s-ar putea să-l constate că este un parfum excelent. Totul ține de subiectivism în acest caz, însă din punctul de vedere al laturii tehnice, partea de concepție, partea de performanță, felul cum miroase parfumul, ideea din spatele lui, este un parfum totuși bun, un parfum decent, dar nu pot să spun că e un parfum care excelează sau care va fi un parfum de factor wow pentru toată lumea. Mai degrabă, acest parfum este direcționat către anumiți pasionați care au nevoie de niște parfumuri suficient de simple, dar în același timp suficient de abstracte, care să te pună un pic să explorezi în spatele notelor și efectului imediat pe care ți-l transmite parfumul. Cu siguranță că genul acesta de parfum nu este dedicat oricui. Aici mă gândesc că fac și o apel la, din 100 de oameni am întrebat și mi-au răspuns X. Deci din 100 de potențial pasionați de parfumuri care ar mirosi acest parfum, cel puțin 80 din ei nu vor găsi nimic interesant în acesta. Restul de 20 vor avea păreri diferite, polarizante. Unii vor spune wow, alții vor spune la o parte că nu e bun de nimic. Deci este un parfum polarizant. Eu recomand oricui are potențial și șansa să-l testeze, chiar dacă nu va fi dragoste la prima vedere, chiar dacă nu va fi un parfum care să te dea pe spate. Contează experiența, contează faptul că fiecare test, fiecare parfum aduce un plus de valoare celui care este pasionat de parfumerie, tocmai pentru a încerca diferite combinații, diferite concepte care în definitiv vor ajuta la evoluarea sau evoluția respectivului în domeniul acesta al combinațiilor de arome și al parfumurilor. Cam acestea aș avea de spus despre acest parfum, deci nota 8,5. Un parfum care cu siguranță nu este genul de parfum MTV, gen top 20, parfum care să placă, parfum care să fie foarte sex appeal și mass appealing în niciun caz, dar eu recomand oricui are șansa să-l testeze. Eu am aici acest Discovery Kit, sunt 11 parfumuri în eșantioane de la Flora Icu. Până acum am testat cu acesta inclusiv doar 3 mai. A trecut ceva timp de la ultima recenzie, respectiv aproape jumătate de an. Sper să fie o cadență mult mai crescută în acest an pentru aceste parfumuri, pentru că printre ele sunt și parfumuri suficient de atrăgătoare, deosebite, care se vor face plăcute unui număr mult mai mare de potențial pasionați de parfumuri, iar dacă nu se vor face plăcute, cel puțin experiența contează. Acestea fiind spuse, am să pun punct acestui clip aici. Ca întotdeauna sunteți invitații mei ca în secțiunea de comentarii să vă expuneți gândurile în ceea ce privește acest parfum, dacă l-ați testat, dacă ați avut de-a face cu oricare din parfumurile Flora Icu, cum vi se pare brandul, dacă v-ați putut racorda la ideea sau la conceptul din spatele acestui brand vis-a-vis de legătura cu partea artistică japoneză. Și acestea fiind spuse, vă doresc tuturor toate cele bune și să ne auzim cu bine data viitoare.